Salut! Sunt Dan Rini Crăciun, unul dintre vocalii trupei Dirty Shot. Și stau să îmi fac o retrospectivă a anului 2020, care a avut și rele, dar a avut și bune. Unul dintre lucrurile bune este faptul că am putut să descoper unele aspecte ale vieții de acasă pe care le-am văzut mai rar înainte. Și unul dintre aceste aspecte este momentul în care fac cârnații și lucrul în livadă pentru viitoarele pălini și sucuri de mere prune. Aș vrea ca anul nou care vine să vă aducă numai lucruri extraordinar de bune, să ne putem reîntoarce la festivalul și la concerte, să ne reputem lua viețile în mod normal înapoi. Aia care vor să se vaccineze, să se vaccineze. Aia care vor să aștepte până vine medicamentul miraculos din state, să aștepte. Dar, pe ansamblu, îmi doresc ca toți cei ai noștri și voi să fiți bine și să avem un an mai bun decât a fost anul ăsta. Noroc în toate, la mulți ani și să aveți grijă de voi. Salut! Salutare, prieteni, Coyotul de la Trooper aici. Știu că traversăm o perioadă foarte grea, știu că suntem departe unii de alții, însă nu trebuie să uităm de lucrurile care ne aduc bucurie. Să nu uităm de familie, să nu uităm de prieteni, să nu uităm de muzică și să păstrăm speranța că în 2021 o să ne revedem la concerte frumoși și sănătoși. Să aveți un Crăciun fericit, să aveți sărbători minunate și un 2021 așa cum îl vreți voi. Stay Trooper! Salutare! V-am văzut! Șerban de la White Wolf aici, vă salut! Transmit un mesaj de sărbători din partea noastră, din partea White Wolf, tuturor celor care ne ascultă, tuturor celor care sunt la curent cu mișcarea underground din România, tuturor celor care urmăresc Maximum Rock. Știm, suntem alături de voi, cu toții am avut un an destul de sinistru, dar poate acum, pe final de an, vom fi împreună mai puternici decât la începutul anului, fiindcă viața este despre mers înainte și despre depășit adversitatea, despre înfruntat șansele și despre dezbrăcat pe internet. Cu ocazia asta anunțăm OnlyFans-ul White Wolf, unde puteți vedea și restul acestui video. Vă mulțumim pentru atenție. Port și pantaloni, dar nu cred că intră în cadru. Sunt aici. Se văd? De pantaloni. Salut, noi suntem Iris, Nelu Dumitrescu și vă urăm să aveți un Crăciun fericit și un nou an plin de bucurii, nu ca acesta. La mulți ani! Salut, simpaticilor! În noul an 2021 vă doresc foarte multă sănătate și mai ales să vă vaccinați cu vaccinul ăla rusesc sau ăla chinezesc. Să ne vedem la concerte, la festuri, să ascultăm multă muzică bună și mai ales să ascultați noul album Taine, care se coace acum la cuptor la 250 de grade și la o pălincă de 70-80 de grade, o pălincă de aia bună. Aveți grijă de voi, mult succes și un fericit an nou la mulți ani! Riot Monkey Way! Sunt Dan Amariei. Formația Omul cu Șobolani vă urează sărbători fericite și un an nou mult mai bun. Nu mai bine. Salut! Pentru toți fanii de rock, de orice fel de rock, și mai mari și mai mici. Să terminăm cu bine anul ăsta, sănătoși, și să facem un pas către anul viitor, pe care îl sper mai bun, în care să putem să urcăm din nou pe scene, să mergem la spectacole, în săli,
pe stadioane, oriunde, și să facem ce ne place și ce știm noi mai bine. La mulți ani! Iulian Bravete, Holograf. Hei, salut! Sunt Bobiță Cătușanu de la trupa Antract și vreau ca prin intermediul Maximum Rock să vă transmit un an nou, 2021, cu multă bucurie, cu multă fericire, cu multă sănătate și să dea Dumnezeu să ne vedem cât mai curând pe scenă acolo unde ne este locul. La mulți ani! Îmi scot masca pentru că în momentul de față sunt singur în cameră și încep. Sunt Mihai Pogorski de la VH2, un grup alcătuit din Lapi la Tobe, Cătălin Tuță Popescu la clape, Gabi Golescu la bas, Vladimir Pogorski la chitară. Un grup care în 2020 a avut un singur concert și acesta este regat chiar de două evenimente, rock-ul pandemiei și retro-rock. Căutați pe rețelele de socializare și veți avea surprize extrem de plăcute. Aceste două nume, rețineți-le, rock-ul pandemiei și retro-rock. Sigur că în momentul ăsta urările de sărbători nu se îndreaptă decât către ceea ce se va întâmpla anul viitor. Așa că eu urez tuturor celor care ne privesc în acest moment și chiar celor care nu ne privesc în acest moment un Crăciun fericit și un an nou cu bine. Și pentru că speranța moare ultima, să sperăm că în 2021 ne vom revedea unii din noi muzicienii pe scenă, iar publicul nostru în sală sau într-o arenă, cine știe, savurând momentele unei pasiuni comune, muzica rock. Din toată inima, Mihai Pogorski, VH2, vă urează Crăciun fericit și la mulți ani! Salut, sunt Andy Goss, solistul trupei Altar. Vă salut din Londra de data asta. Mă bucur că ne revedem la față, măcar așa, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, de Crăciun și de Anul Nou. Vreau să vă zic un singur lucru. Nu uitați să sărbătoriți viața. Și bineînțeles, sper să ne revedem anul viitor la concertele Altar, concerte pline de viață, de energie și de atitudine. Până atunci, rămânem toți ca unul! Salutare, rock and roll junkies! One Night Stand vă dorește un Crăciun cât mai electric! Și fie ca anul viitor să fie plin de high voltage rock and roll și să ne vedem cu fiecare dintre voi! Yeah! Salut! Salut! Noi suntem o parte din trupa Sonic Static, Lavinia și Vlad! Și Lucas și Filip! Și ne-am gândit să nu treacă aceste sărbători fără să vă urăm numai bine și sănătate în anul ce urmează. Vă dorim Crăciun fericit, să aveți sărbători luminate și să primiți cadouri frumoase. Să vină moșul la voi. Voi ați scris chestiori, că noi le-am scris toți patru. Da. Și cel mai mult ne dorim la anul să ne întâlnim, da, la concerte. Vă pupăm tare! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Să faceți un plac frumos! Oli of Queens vă urează la mulți ani! Cu sănătate! Să vă dea Domnul tot ce doriți! Zile senine și fericire! La mulți ani să trăiți! La mulți ani să fim fericiți! Să vă sărbătorim! Ușa creștine, că venim și noi la tine, la mulți ani, mulți ani cu bine. Aho, aho, suntem metaliștii de la Revolver și vă urăm un Crăciun fericit!